multe ploi, iar ploile astea au adus în fața dumneavoastră, în fața publicului Agro TV, niște culturi care se prezintă foarte, foarte bine pentru momentul ăsta, dar în același timp există și o problemă pentru zona dumneavoastră, asta din cauza solului, care reține apa și sunt multe băltiri din ce am văzut în Aici, în vecinătate. Da, așa este. În ultima săptămână au venit între 90 și 100 de litri de apă pe metru pătrat, distribuită pe întreaga exploatație, în mod diferit, așa cum am spus, între 90 și 100 de litri, ceea ce a creat și fenomenul de, de băltire. Se cunoaște că în zona noastră este un sol cu multă argilă, preluvosol roșcat, brum roșcat, podzolit la vechea denumire, care nu permite apei să, să, se infiltreze și să coboare rapid în, la adâncime mai mare. Ea, până la urmă, durează câteva zile, 5-6 zile până se se infiltreze, dar în acest timp anumite culturi și în special floarea soarelui dispare din zonele unde persistă apa. Sigur că era nevoie de ploaie dar e că cei mult putem să zicem că nu-i bun, dar e bine, a făcut mult mai mult bine decât să zicem un anume procent, 1-2% din suprafață suferă din acest motiv de exces de apă.